Temperaturile ridicate au generat reacții extreme în rândul insectelor și zeci de oameni ajung în secțiile de primire a urgențelor după ce intră în șoc anafilactic provocat de insecte. Albine, căpușe și țânțari, ori muștele denumite tăuni, toate provoacă reacții alergice extreme și medicii ne atrag atenția să ne protejăm. Vin oameni mușcați de insecte în această perioadă, cât de des se întâmplă? Și o dată pe zi, și de două ori pe zi, și de două ori pe săptămână, depinde. Acum, datorită caniculei și a temperaturilor ridicate, insectele prezintă o agresivitate ieșită din comun și trebuie ca să ne protejăm. Nu mai este ca și cu ani în urmă când te înțepau albine sau o viespe, puneai ceva local, o compresă, luai un antihistaminic și se rezolva. Acum sunt, din cauza agresivității, au ajuns până la în pragul șocului anafilactic. Șocul anafilactic este o reacție alergică severă, ce apare brusc și medicii spun că poate pune viața în pericol. Se poate produce în câteva minute, chiar secunde, în urma contactului cu o substanță străină organismului, care poate provoca starea de șoc. Astfel, tensiunea arterială scade brusc, iar căile respiratorii se îngustează, ceea ce conduce către un blocaj respirator. Semnele și simptomele șocului anafilactic presupun apariția unor erupții pe piele, stări de greață, vărsături, un puls scăzut. Nu ezitați, dacă sunteți mușcați de insecte, să apelați la 112. În plus, medicii atrag atenția și că mulți dintre cei ce sunt mușcați de căpușe și își fac ulterior testul, dezvoltă mult mai frecvent diverse forme ale bolii Lyme. Tocmai de aceea, medicii le recomandă celor ce sunt în această situație, chiar dacă cred că știu să scoată corect insecta, să-și facă testul necesar.